Este o zi superbă, cald, soare, super frumos. Abia m-am trezit, cred că acum jumătate de oră m-am trezit și m-a sunat Cătălin să ieșim un pic la skate, să facem un vlog poate, dacă avem destul content. Sunt foarte entuziasmat, nu m-am dat de vreo 2 săptămâni pe skate. Cred că am vreo 2 săptămâni. De fapt, nu m-am dat de când am pus ultimul clip acela cu skate-ul din centru. Da, vom încerca să ne dăm astăzi, nu o să dau cine știe ce. O să mă dau așa, relax. Oricum, o să fie foarte interesant. Dar nu înainte să facem o mică reciclare la Kaufland aici, unde au pus mașinăria asta de reciclat. La 5 sticle primești un bon cu o reducere. Bine, mi se pare că săptămâna asta sau luna asta, nu știu cum procedează, că abia au deschis asta, îți dă 15% reducere pentru o șungă din asta, Sisi. Eu nu mănânc carne, dar este bună pentru cei care cumpără așa ceva. O să-l dau cuiva care o să-l folosească. Da, măcar îți dă ceva. Oricum, ideea în sine să reciclezi este bună. Bun, acum că am terminat cu acea reciclare, o să mergem în centru. Voiam să vă spun că aseară am fost la un, nu știu dacă pot să-l numesc party, a fost niște muzică din asta minimală la un pub deschis recent și am fost mai mult să mă întâlnesc cu Muerte, cu Porumbelu, cu foarte multă lume care venea pe la skate. Mulți care se mai dau, alții care nu se mai dau și am reușit să mă întâlnesc acolo cu ei. Numai o secundă că trebuie să șterg un pic lentila. Bun. Și nu mă dau în vânt după muzica asta minimală, chiar deloc, nu știu, nu prea minimalistă pentru mine, dar a fost distractiv, am întâlnit cu multe persoane, cu Lucia, chiar cu foarte multe persoane. La un moment dat s-au luat unii la bătaie, nici ei nu știu de ce s-au luat la bătaie, pur și simplu erau beți. Știți cum e, când te duci la un pub din ăsta, la un party, trebuie să fie mereu cât un cocoș din ăsta care se ridică de la băutură asta de asta. S-au luat la bătaie, s-au potolit. Unul dintre ei nu mai știa cu cine s-a bătut. După aia s-a luat iară la bătaie. N-a vrut să iasă afară, deși i-au dat administratorii afară. N-a vrut să iasă afară. După aia a venit poliția. Și nu știu ce Dumnezeu s-a întâmplat, pentru că eu am plecat. La un moment dat i-a dat pe toți afară din pub. Și după aia am plecat acasă cu Muerte și cu Lucia, la mine pe acasă. Am mai băut o bere și cam aia a fost. Cu referendumul pentru familie, că s-au cheltuit vreo 35 sau 40 de milioane de euro sau ceva de genul. Parcă v-am spus treaba asta. Și v-am spus și faptul că, de fapt nu cred că am spus, cred că am făcut o postare pe Facebook. Da, de banii aia care s-au alocat pentru referendumul ăla absolut inutil, se puteau face skateparkuri cred că în toată România. Gândiți-vă numai, 35-40 de milioane de euro, da? Un skatepark decent costă undeva la vreo, nu știu, 250.000 de euro sau ceva de genul, da? Imaginați-vă, cu 1 milion de euro făceau un skatepark, făceau 4 skateparkuri de fapt în 4 orașe, cu un singur milion de euro, dacă se chinuiau. Gândiți-vă la 35-40 de milioane de euro că s-au cheltuit. Pentru ce? Pentru ce? O prostie, homofobism, ură, pentru ce? Ăștia suntem. Bun, mai avem un pic, aproape că am ajuns. Apropo, sunt 5 grade afară. Am văzut că poate să urce până la 6. Ceea ce înseamnă că este bine. Și după cum ați observat, vorbesc din ce în ce mai mult, pentru că ultima oară mi-ați atras atenția că nu prea a fost un skate vlog. Mai mult s-a întâmplat așa, mișcare, dat pe skate, dar nimeni nu prea a vorbit. Așa că de data asta vreau să-mi iau revanșa. Vorbesc cu voi cât mai mult. Ce zici? Cum te... Bă, tu vrei să te dai în ăștia pe skate? Nu mă dau un bocan joc, vreau să știi. Ia uite, băiatul, ești ok? Ai câțit 3 milioane? Am pierdut eu o căzătură undeva pe acolo, pe fântâna aia. N-am avut camera în mână. Bă, dar s-a lipit, tu știi cum? Făcut așa. De pământ. Nu mai ieși rău dată paci. Tot așa, încercam fake image. Nu, că ți-a zis că se duce la țară, nu știu ce dracu. Între timp a mai venit și domnul jandarm. Frună. Ce faci, domne? Am ieșit și eu pe afară. Unde ți-e placa? Acasă.
acolo să stea, să facă pui. Stai, mă, că m-am dat mai devreme la... A, ăsta da. Credeam că te iei de mine. Da. Păi eu nu pot să filmez, că e fisheye, până... Nici nu-l văd, e la super mare distanță. Trebuie să mă duc eu la Eroan, frate. Dar nu știu, frate, parcă nu e de mine tricul ăsta, nu știu care. Sunt blestemat, pur și simplu. Blestemul că mări. Nu uita de blestemul că mări! Ce-ai spus? Blestemul că mări! Hai, bă, iepurașule, hai, dă-l. Ăla e, mă, ăla e, mă! Na, să pune în competiție. Cred că a fost cea mai bună decizia mea să-mi iau roți din ăsta mai moi de freestyle pe timp de iarnă. Pe bune. Ăstea un pic mai soft sunt geniale pe timp de iarnă, mai ales când sezonul se răcește, devin mai dure roțile de fel și aluneci mult mai mari, mult mai repede. Așa că ăstea mai moi te protejează. Oh! Ok, asta e nou. N-am pus până acum aici. Mă curentează băiatul? Aparatul nu dă rest. S-au chinit 3 zile să-l pună? Păi de ce? De ce s-au chinit, mă, 3 zile să-l pună? Păi trebuia să se asigure că e perfect. Ai auzit? Nici o poză nu s-a păstrat, le-am șters pe toate. Uite, asta este bună. E făcută de mine. Nu a fost făcută de tine, a fost făcută de el. Asta e Andrius Lucătă. Asta e făcută de tine, uite. Asta e făcută de tine. Bă, nu. Unde jumate din poză ai luat, nu știu ce Dumnezeu ai film, ai vrut să... Da, ai zis ca să fie. Nu știu, ai fi crezut că ne punem plăcile așa deasupra capului, știi, să aibă spațiu și ele, știi? E iPhone. Da, mă, da. Daura, bă, LG. Daura. Hai că merge, frate, a fost bună. A fost pe drept. Ah, lasă, merge. Ia uite-l ăsta, frate. Dacă-mi faci și un spin, se pune. Se pune? Da. A venit și Riana. Ce va, Riana? Bine, trebuie să dau un trick și nu reușește. Hai. No. Vezi, dacă n-ai mai ieșit la skate. Bine, a fost și free, nici eu n-am mai ieșit la skate. Trebuie să te mai înclezi. Ia zi, ce ai făcut în perioada asta în care n-ai ieșit deloc la skate? Învățat. Teme, a? Teze. Atât. De, a fost și foarte frig, oricum nu puteam să ieșim. Da. A nins, a plouat, au fost minus 7 grade. Ce frumos este astăzi. Soare, 6 grade, pe plus. Combo ăsta. Ia uite cine a venit. Ia uite-l. Danny Boy. A venit Danny Boy. Unde se placa, bă, Danny Boy? Hai că pe-a mea nu te dă. Lasă-o, că se dă pe-a mea dacă vrea. Dar eu am axele mai joase. Hai, uite, first try, un trick, așa, ne încălzi și cu placa mea. Ia, stai să mă gândesc. Hai, un trick, oricare. Bă, stai, bă, dă-te dracu că lovești. Am axele mai joase. Nu știu dacă le simți. Dar mie îmi plac. Bun. Oh, lasă, ok, bine, oricum. De când te-ai mai dat? Că vorbeam cu Riana. De când te-ai mai dat tu? De câteva săptămâni. De când? Cam așa și Riana. E bine, încă le ai, nu se pierd. E că am mers pe bicicletă. Care? Dă o sticlă. De unde dracu spray de notare, mă, prostule? Ai tu spray? Ce spray, mă? Ah, de ăla de să țină apa la distanță. Da, mă. Ia spuneți-mi o poveste din criptă.
A fost luat o banană, hai pa. Unde te duci, joi? Stai așa. Ia, vrei să vezi dacă... Ah, ia uite, mă. Hai, o. Te văd dracu, zic. Ia uite, unde dracu, zic. Uite, pula, mă. Dă, bă, dracu, o sticlă de apă, să-mi dăm pe ei. Ah. Ce dracu, am căzut pe șiret? Dani boy, du-te, ia o sticlă de apă de la magazin. Ia, în fine, ia, adu-o un pic la soare să vedem cum se... Nu, mă, că stă în apă, stă pe iată. Da, dar s-a udat un pic aici, parcă. A? Parcă s-a udat nu un pic. Nu, stă, mă, nu intră în ei, nu intră în ei. Nu? Păi... Nu intră, mă, în apă, crede. Eu am asistat și la unul când și-a rupt mâna pe placa mea. Pe Puffy ăla, dar nu știu dacă îl știi. Și-a rupt mâna, am fost cu el la spital după. Ultima oară când am ieșit la zi și doi ani de numai închinuit la plin de clipul ăsta să dă drept. Ah. Oh, 360. Ia, are spinuri într-un picior, ești nebun. Ia uite-l, două aproape. Ține piciorul mai aproape, ăla când te învârți, ține-l mai aproape de corp. Opa, ia uite-l, mă, frate, se apropie. Uite-l, aproape două. Bravo, mă, să te ții de el. Uite, uite și la Riana, aproape două și Riana. Oh, oh, oh! Ia că te bagă și tu. Într-un picioruș așa. Ca un flamingo. Ia. Păi, Dani, măcar nu te-ai chinuit? A, măcar nu te chinui, măcar. Gata, hai. Nu-i măcar nu te chinui, pe bune. Păi, Dani, să nu ca dracu, că mai am căzut asta, bără. Lasă că și eu am căzut. Oh, oh, oh. Dar oricum trebuie să înveți un spin la un moment dat. Nu neapărat într-un picior, dar trebuie să înveți un spin. O să învăț și un spin. Mai întâi să recuper un tricol. Opa! Bine! Oh, ho, ho. Cu bătaie, cu bătaie, cu bătaie! Ăla-i, ăla-i, ăla-i! Poliția română! Ce poliția, mă, hai? Salut, frate! Oh! Îți făceai implant de nas? Mamă, deci dacă dădeai cu fața de asfalt, te punea în dărs. Undertaker. Dădea ochii pe spate ca Undertaker. Bă. Mă, că nu dau în tine, ieri. Poți 100 de metri în trecere. Nu mai iese. Băi, aștept eu 11 minute cu spate. Cine? Cu ăla atletism, dracu. Cu cine? Da, pe te-ai făcut atletism. Nu știu ce îți trebuie. Uite, băiatul ăsta și-a luat cauciuc de la Vans. Unde e, mă? Ia, stai. Ia, uite. Replica. De unde e replica, mă? Am zis că sunt pe bune. Păi și unde scrie Vans? Vans, drac. Mai am 21% baterie. Oh, nu! Da, mi-arunge, mi-arunge. Nu mi-am luat bateria externă la mine. De ce? De aia. Uite ce masiv e ăsta, al dracu, ce masiv. Uite ce, i s-a încordat mușchii, mă, ia uite. Ai, s-a încordat mușchii. Da, dracu. Nu că l-am luat pe ăsta. Scăpat. Uite pisica, că n-am mai făcut de mult pisica. Ia. Stai, yeah. Stai mai de o dată, stai. Ești reală, oricum. Wow, 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 miau, miau. Da. Thank you.
sketchy. Mamă, frate! Ce înseamnă să nu te mai dai de câteva săptămâni pe skate? Ia, filmează și mie o pisică. Hai că, ce pisică, mă, hai! Vrei să dai și tu pisica? Hai! Trebuie să fie fix pe roți. Doar pe roți, nu pe axe. Ale, ale. Aproape. Lasă, că vine, or să vină și zile mai bune. Ia zi, cum e cu paddleboard, cu mental, cum stai? Cum stai mental pentru paddleboard în viitor? Bine. Ești pregătit mental? Da, da, da. Că fizic ne pregătim. Nu, 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 nu trebuie să știi germană. Te învățăm engleză. De fapt, da, știi da. Deja engleză. Te învăț eu. O să fie nebunie. Ziua, Dani, bă. Știi că știi, că facem germană. Bravo, bă. Ai văzut, mă? Hai, hai, că nu sare. Ah, a luat-o? Da. Mamă, dacă îi dădeam pe ăla, că... Ia nu! Hai! Dani! Ba, uite-n alta mână degeaba! Mamă! Partea asta nu are gheață. Ah, a luat-o, a luat-o. Acum. Oh! Oh, mă, cred că am filmat, cred că am prins pe camera. Da, eram cu camera îndreptat spre el. Ia, stai că aveai puțin pe gât. Ia, întoarce-te un pic, ai pe urechi aici. Iese fum din capul tău. Bucuiești din tău. Da, mă, că eu am zis că fum. Bucuiești, de la coșul de gunoi până aici. Ok, bine, mă, bosule. Ok, acum încheiem vlogul acesta. N-a fost cine știe ce vlog wow, deși voiam să fac niște vloguri mai interesante, dar am vrut să fac un vlog, măcar să am activitate, măcar să postez ceva. Să nu credeți că am dispărut pur și simplu. Așa că sper să fie pe placul vostru. Da, m-am răpit de extraterestri, așa este. Și de asta am devenit vegetarian dintr-o dată, de la extraterestri. Ne auzim la următorul. Bă, ești prost.